Un sat cu 5 oameni, atât există în România, în județul Sălaj. Nu a fost mare niciodată, dar totuși avea câteva sute de suflete. Acum pot fi numărați toți pe degetele de la o mână. Deși se află pe teritoriul administrativ al comunei Ileanda, satul Bărsăuța e departe de toți și de toate. Nu prin așezare, ci prin nesimțirea autorităților care ani întregi nu au făcut nimic să repare un drum de 10 km. Ca să ajungă în centrul de comună, oamenii merg pe altă rută, care îi trece până și prin alt județ și trebuie să bată 30 de km, deci de 3 ori mai mult. Acum primarul s-a îndurat și a aruncat niște pietriși, că altfel acolo riscau să se nece oamenii, în glod. De 2-3 ani de zile, când cel așa e bine, nu putem să mulțumim la cel de sus. Mulțumim și la primar aici. Era niște urme de tractor și de tafuri și de mnenui pe aici, de feritul ce Dumnezeu. Cornel Nan s-a născut în Bărsăuța, a plecat în tinerețe, dar în 2004 s-a întors cu soția. Cea mai mare frică lor nu e drumul pe care nici ambulanțele nu se încumete să intre, ci mistreții. Din cauza lor, de cele mai multe ori, Cornel Nan doarme pe câmp, într-o baracă improvizată. Izolarea și-a spus cuvântul. Soții Nan sunt străini de bani și de vorbe. Și ce bine dorme aici, că multă lume râde, dorme mai bine decât la orice fel de hotel. Am obișnuit așa, de multe nu mai știm vorbi, nu mai știm, cum zice nevastă, eu nu cunosc banii. Oamenii din Bărsăuța nu au nici măcar un amărât de magazin și nici urmă de dispensar medical. Au o biserică, dar preotul vine doar când e chemat. Nici copiii nu-i mai vizitează. Mulți au fugit peste hotare să-și asigure un trai mai bun. Ne-au fugit, noi avem 4 copii, dar la mine nu mi-a fost nimeni, că nu a avut cum să ajungă la mine când am fost operat la Cluj. Nu știu, dacă murim mâine, n-apucă nimeni să fie la mormântare. În satul care acum 30 de ani număra sute de suflete, acum cel mai populat e cimitirul. Pe lângă soții Nan și cumnata lui Cornel, în sat mai sunt 2 locuitori, unul venit de prin Cluj și un băștinaș.